frățioare. Uite, frățioare. Uite, frățioare, am mai găsit ceva. Vai, Maia, cât de mult mă bucur. Sper măcar de data asta să putem să cumpărăm lapte cu nastării ăștia. Lapte? Da, Maia, cred că foarte mult vreau lapte. Îmi place foarte mult lapte. De așa de mult timp n-am mai băut că aproape i-am uitat gustul. Voi vedea, frățioare, ce noroc voi avea diseară. Poate am noroc să vând câțiva nasturi. Și apa mi-a fiert să-mi fac o cafea. Mă dore puțin și capul. Cine poate fi oare? Nu aștept pe nimeni? Da, da, intrați! Bună ziua! Bună ziua! Voiam să vă întreb dacă nu vreți să cumpărați nasturi. Nasturi? Da, nasturi. Desigur că doresc. Cât costă un nasture? 10 bani costă nasturile. Doar 10 bani. Oh, scuze, dar mai bine intră. La mine este cald, iar eu voi lege câțiva nasturi din pungulița ta. Hai, intră. Da, nicio problemă. Mergeți și alegeți. Eu aștept aici după ușă. Puteți lua punguța cu dumneavoastră. Alegeți cât timp doriți. Eu aștept aici. O, nu, nu. Intră. Aș fi foarte bucuroasă să intre la mine în casă. Plus la toate te voi servi cu ceva gustos. Sper să-ți placă. Hai, te rog. Te rog mult, ia loc, fetiță. Imediat te servesc cu ceva gustos. Imediat. Vă mulțumesc foarte frumos.
Ia loc. Servesc un croissant foarte delicios. Sunt sigură că îți va plăcea. Poftim, e foarte gustos. Mulțumesc foarte frumos! Să guști din crosa! Da, o voi mânca! Este super delicios! Vreau să mă uit în nasturii tăi! Mi este foarte greu să aleg. Sunt toți foarte frumoși, așa că m-am hotărât. Îi voi cumpăra pe toți. Voi îi luați pe toți? Da, imediat merg să aduc banii. Doar o clipă. Da, bine, eu vă aștept. Bine. Ține banii pentru năstăriei tăi. Voi, vă mulțumesc foarte frumos. Nici nu m-am gândit că astăzi voi vinde toți nasturii. Am avut o zi norocoasă. Vă mulțumesc din suflet. Acum este târziu deja. Eu trebuie să plec. Vă mulțumesc foarte mult. Vroiam să te rog ceva. Maia. Maia îmi spune. Maia. Ce nume frumos ai! Să știi că chiar foarte mult îmi place. Maia, voiam să te rog, dacă mai ai nasturi, aș dori să mai cumpăr de la tine. Mai doriți să cumpărați nasturi? Da, vreau să mai cumpăr nasturi. Da, bine. Eu imediat ce fac rost de ei, vi aduc dumneavoastră. Poate să dureze câteva zile. Nu știu ce noroc voi avea. Dar vă aduc toți nasturi care voi găsi. Și dumneavoastră o să alegeți care vă plac. E data aceasta, toți v-au plăcut. Eu o să vă mai aduc. Bine, Maia. La revedere! La revedere! La revedere!
Da, sărmana copilă, pentru cine a luat e prăjitura, interesant. Maia. Bună dimineața, frățiorul meu. Vai, Maia, dar ce e asta? E o prăjitură, frățioare. Ia și mănâncă. Maia, nu vreau ca să fii slabă, să o împărțim mai bine. O, nu, frățioare, eu am mâncat aseară. Asta este pentru tine, iar prăjitura mea eu am mâncat-o deja, așa că toată trebuie să mănânci tu. Oh, desigur voi mânca, dar sigur ai mâncat. Da, frățioare, am mâncat. Aceasta este prăjitura ta. Ia și mănâncă. Să știi, frățioare, Cosiorul a vândut toți nasturi, iar doamna care mi-a cumpărat mi-a spus să-i mai duc nasturi. Astăzi am o zi grea, voi căuta prin toate urnele hăinuțe să găsesc nasturi. Vom face câțiva bani. Și vom putea cumpăra lapte? Cred că da, frățioare. Totuși pe lumea asta se mai întâmplă și minuni, să știi. Iar eu cred în minuni. Peste câteva săptămâni va fi Crăciunul. Da, peste câteva săptămâni va fi Crăciunul. Iar atunci noi trebuie să avem lăptică, da? Da. Și vom avea. Maia, îți promite.